Maroghez, Mire Pral, Mire Penea, Miștoara, Cleam, Tumen, Saren. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. O emisiune din care aflăm viața romilor așa cum este ea, cu bune și cu rele. Să spunem zita la mulți ani limbii romanii, pentru că în data de 16 iunie a fost ziua limbii romanii. Așadar, la mulți ani, Budberșa, Bahtale, Sarengă, Codolengă, Odolchengă, Caiten, Duma, Motoven, Vacherenz, Borizen, Romanes. La mulți ani tuturor celor care, te rog, spune-mi tu zita. Celor care vorbesc, scriu în limba romanie. Așadar, la mulți ani tuturor, dragi prieteni, nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră și, bineînțeles, multe, multe like-uri. Multe, multe like-uri, iar acum să vedem împreună titlurile ediției de astăzi. Săptămâna aceasta aflăm cu ce situație îngrozitoare se confruntă sute de romi din localitatea Târnăveni din județul Mureș. Imagine surprinse de echipa emisiunii noastre sunt șocante. De ce nu pot merge copiii de aici la școală? Aceasta, dar și alte informații la Inforom. La Un ceai cu rom aflăm care sunt avantajele pe care le oferă învățământul profesional începând din acest an. La romul de 10 îl auzim cântând pe Alexandru Drumașu, cel care a studiat pianul, dar acum este îndrăgostit de clarinet. La Chestiuni Rome aflăm care sunt visele copiilor care locuiesc în casa Fundației DAV din Sânt Georgiu de Pădure, județul Mureș. Toate acestea și, evident, muzică bună astăzi până aproape de ora prânzului la Național TV. Dragi prieteni, la Inforom, printre altele, vom vedea și un material filmat de colegii noștri în localitatea Târnăveni din județul Mureș. Aici o întreagă comunitate de romi, dacă vă vine să credeți, trăiește mai bine de o jumătate de an fără apă potabilă. Iar din această cauză, copiii nu pot frecventa cursurile școlare. Echipa emisiunii noastre s-a deplasat la fața locului pentru a face lumină în acest caz. Aflăm reacția autorităților locale și cum văd ele rezolvarea acestei situații de nedescris. Așadar, urmărim Inforom. În orașul Târnăveni, județul Mureș, trăiesc puțin peste 5.000 de suflete care fac parte din comunitatea etniei rome. Curioși să luăm pulsul locului, echipa emisiunii Și eu m-am născut în România a ajuns aici pentru că ne-am dorit să cunoaștem îndeaproape această comunitate și să vedem cum trăiesc. Primii pași pe care i-am făcut au fost la Biserica Penticostală Poarta Cerurilor, de pe strada Rândunelelor din cartierul Boziaș. Am nimerit într-o zi de miercuri, chiar în mijlocul slujbei, acolo unde am descoperit o mulțime de credincioși care ascultau cu multă evlavie predica pastorului. O sta la dispoziția noastră Iisus Hristos, împodobească-L gloria. Merită Domnul să fie lăudat? Consider eu că și Boziașul este o comunitate binecuvântată de Dumnezeu. Nu la voia întâmplării a așezat Dumnezeu o biserică atât de frumoasă, chiar la jumătatea străzii. Mi se bucură inima când mi se spune haideți la casa Domnului. Aș vrea să cred că în această zi, în locul acesta, este bucurie. Amin! Pentru că aici este Dumnezeu. Și zic a lăudat să fie în numele Lui. Spuneți-mi, cum a schimbat credința acești oameni care vin la biserică? În urmă cu 6 ani de zile, biserica aceasta s-a construit și s-a deschis și mulțumim lui Dumnezeu pe această cale. Consider eu că cartierul din comunitatea noastră a primit o nouă viață și o nouă imagine în momentul în care această biserică s-a deschis și cel puțin și pe mine Dumnezeu a putut să mă schimbe. Nimic în viața asta n-am reușit să mă schimbe decât Dumnezeu și pentru asta îi mulțumesc. Considerați că sunt oamenii diferiți de când frecventează biserica și mai ales sunt credincioși? Normal, se vede și prin comportamentul lor, atitudinea lor, au scăzut infracționalitățile, scandalurile, certurile, furturile. Da, se vede un lucru bun din partea noastră și mulțumim lui Dumnezeu. Credincioșii vin la biserică în încercarea de a uita de griji și necazuri. Credința le dă putere și întărește în lupta pe care o duc cu sărăcia. Într-un moment de sinceritate, unul dintre enoriași prinde curaj și ne vorbește despre o problemă care macină întreaga comunitate din cartierul Boziaș. Lipsa apei din cartier, cauzată de câteva datorii pe care localnicii nu le-au putut plăti, a generat în doar câteva luni de zile haos, frustrare și abandon școlar. Domnul Lunca Petru ne vorbește despre strădania întregii comunități pentru a strânge suma restantă.
Am adunat banii de la acești oameni năcăjuți, care îți vai de capul lor. Alți aveau pâine, alții n-aveau pâine, năcăjiți. Am zis, bă, hai să adunăm să plătim ceva la apă aici, ca să putem să bem și noi, să avem și noi o gură de apă, vorba aia. Nu mai acorda primarul, am dat odată 7 milioane, nu știu cât, aproape 0 la 18 milioane. Nu au vrut să mai ne dă drumul la apă. Din ce cauză nu pot să știu. Copiii au absență, am nemotivate, miroase la școală și așa mai departe. Nu pot să spală hainele, am mai spălat câte un covor pe jos, că n-am avut unde să stăm, nu pot să stai într-o mizerie care nu trebuie. Alții nu au înăuntru nici beton să stă pe jos, are un covoraj, să spală, nu știu ce. Nu mai ne-au acordat apa. În general vreau să vă întreb, dacă aveți credință, credeți că veți rezolva problemele? Dar cum să nu avem credință? La Dumnezeu, drăguță, că cu ăsta trăim. Noi cu El trăim. Toată lumea, toată strada. Trăim cu Domnul Iisus, nu trăim cu altcineva. Nu suntem oameni care furăm, nu suntem oameni care facem prostii, suntem oameni năcăjuți, vai de capul nostru. Localnicii ne invită să lăsăm lăcașul de cult în spate și să mergem împreună pentru a vedea îndeaproape cum își duc zilele. Realitatea este dură. Pe lângă lipsuri de toate felurile, apa cea de toate zilele lipsește aici cu desăvârșire. Undeva la 70% din comunitatea de rom din Târnăveni, cartier Bozia, strada Rândunelelor, nu mai beneficiază de apă potabilă. Am încercat să-i mobilizăm, că am înțeles că s-o depăși cota de apă potabilă și... Deci concret ce se întâmplă? Pe această stradă nu este apă? Nu este apă potabilă. De unde își iau oamenii apă? De unde apucă? De pe la puțuri, de pe la fântâni, de unde apucă, de la șip? Am încercat să strângem o sumă de bani care anumiți oameni de aici... Au încercat să facă eforturi din veniturile lor proprii, dar tot nu s-a rezolvat problema de apă potabilă. Crește abandonul școlar. Mi-am pus întrebarea că chiar nu se mai poate. Sunt clar multe probleme de la lipsa apei, dar de ce nu este apă? Adică ce se întâmplă? Nu avem nicio explicație. Au zis că s-a depășit cota de apă potabilă alocată pentru cartierul Boziaș și administrația publică locală nu are resurse financiare pentru a rezolva această problemă. Adică nu există bani? Mai. Nu există bani, corect. Dumneavoastră personal, de unde luați apă? Păi nu avem de unde să luăm, avem o singură fântână la distanță și nu ne lasă tot timpul nou, că zice că să ia năsipul ăla pe fântână și închide apa și nu mai avem de unde să mai luăm apă. Și avem câte doi copii care merg la școală, nu putem să-i trimitem, pentru că dacă n-ai apă cu ce să speale, n-are cu ce să meargă copiii la școală. Și tot posibilul care tot principalul e apa. Ne interesează apa. Pentru că aia e viața la copii, că avem cu ce să spălăm să bea copii la școală. Toată posibilitatea. Deci dumneavoastră acum să faceți o oală de mâncare. Stați puțin. Mergem, dar stai să vorbim întâi. Personal, de unde merge să luați? Nu știu, la câți kilometri? La câți mergem cel puțin la 300 de metri, mergem, că tot timpul la fântâna asta nu putem, doamnă. Pentru că apa asta nici nu e bună, că dacă o bagi, că e cu năsâp. Se afectează la rinichi, la ficat. Nu e potabil. Da. Din punct de vedere al sănătății, și aici comunitatea de rom din municipiul Târnăveni se confruntă cu probleme, în sensul că în zona Bozia și la data în care discutăm, nu avem alimentare cu apa unei comunități, copiii se confruntă cu tot felul de probleme și cred că administrația publică locală sper să găsească o soluție în acest sens. În rest, ce să vă spun, ca priorități, indiscutabil că nu avem încă rezolvată problema infrastructurii de drum, infrastructura de apă și canal, așa cum am zis, în cadrul zonelor noastre, dar sperăm ca în această proiecție bugetară 2014-2020 administrația publică locală să încerce să rezolve aceste probleme. Încercăm să facem lumină în acest caz și mergem pentru a afla cealaltă versiune a poveștii de la primarul municipiului Târnăveni. Aș vrea să fac o precizare. Pe strada Rândunelelor există rețea de apă potabilă. Mai mult de atât, există și o cișmea montată de către primăria municipiului Târnăveni în urmă cu 4 ani de zile și o anumită cotă, metri cubi, aprobați de către Consiliul Local pentru consumul casnic a câtorva familii mai sărace din zona respectivă care nu au avut posibilitatea sau n-au dorit să se racordeze la rețeaua de apă. Pe strada aceea, dumneavoastră spuneți că există apă trasă. Există rețea de apă potabilă. S-a oprit furnizarea apei
Nu, nu. S-a oprit furnizarea apei la cișmeaua montată de către Primăria Municipiului Târnăveni. Acea cișmea a fost montată pentru a ajuta pe acei cetățeni care nu au apa potabilă, nu sunt racordați la apa din rețea, la apa potabilă. Deci, practic, o cișmea, câte familii sau cum, cât ar trebui să deservească? Să... În municipiul nostru avem 5 zone unde avem montate astfel de cișmele. Pentru fiecare cișmea, Consiliul Local a hotărât în urma unor calcule, care ar fi cota de apă vis-a-vis de respectivele persoane pentru a avea apă, pentru spălat, pentru uz personal, gătit, așa. Dar, din păcate, au fost cazuri când s-a depășit acea cotă, deci factura a fost mult mai mare, au venit de câteva ori, au venit și au achitat diferența, au mers la compania Aquaserv, operatorul regional, au achitat diferența, n-a fost nicio problemă. În urmă cu câteva luni, în iarnă, mai precis luna ianuarie, în iarnă, în orice caz, s-a depășit factura, nedorind să achite ceea ce ar trebui ei. De ce? Pentru că au câțiva cetățeni acolo, au autoturisme, le-au spălat, de asemenea au animale, folosesc și au folosit multă apă pentru întreținerea animalelor și bineînțeles că s-a depășit acea cotă. Mă repet, avem în 5 zone. E singura zonă unde e oprită apa de către compania Aquaserv pentru că nu a achitat ceea ce au consumat peste cota stabilită de Consiliul Local. Factura fiind probabil prea mare sau ei ne vând? Noi, Consiliul, Primăria Municipiului Târnăveni, Consiliul Local, a aprobat o cotă. Factura și cota respectivă am achitat-o, dar rămânea o diferență, plusul de consum. În timp ce primarul dă asigurări cu privire la existența unei rețele de apă potabilă și chiar a unei cișmele pe strada Rândunelelor, localnicii dezvăluie în fața camerei de filmat cișmeaua cartierului. Ce este aici în canalul ăsta? Ia ridicăm o țără capacul. Știți ce sunt ăia păduci? Aici sunt 10 kg de păduci. Trebuie ca să ne spălăm copiii să meargă la școală. Copiii trebuie educați, da? Fiecare țigară are câte 5-6 copii. Cum poți să fie copilul educat dacă el e murdar? Nu mă duc la școală ca în păduci. E comisie sau cum zice e. Ce spuneți dumneavoastră? E bine? La cum bine nu se plătește? Noi am plătit în primăvară 5 milioane. Mai trebuia încă 2 milioane ca să poată să dea drumul la apă. Totdeauna Bozeașul e mai prost. E mai înapoiat. În colaborare cu Partida Romilor, în anul 2012 am accesat fonduri pentru a moderniza strada respectivă, asfalta, rigole, apă, canalizare. Cred că toate utilități există, gaze naturale, toate utilitățile sunt acolo. Depinde de ei dacă vor să se racordeze sau nu vor. Noi, ca și instituție publică, nu putem obliga sau nu putem să le suportăm prețurile de racordare la utilități. De ei depinde. Cum adevărul stă întotdeauna undeva la mijloc, singura certitudine din acest caz rămâne situația copiilor. Asupra lor se răsfrâng consecințele acestei dispute. Copiii comunității din Bozeaș își doresc să învețe. Vorbim cu ei și aflăm aceeași poveste. Lipsa apei îi ține acasă. Sunt niște probleme aici cu apa. Trebuie să mergem curat la școală, dacă mergem într-o inutate de școală, mergem. Sunt profesor care vrea să ne învață. Suntem acolo adunați în clasă, stăm acolo, putem, facem produc, ce facem? Mi-ai zis mai devreme că vrei să mergi la școală, de ce? Că e importantă? Cum e? E important, că dacă n-ai școală, n-ai carte, n-ai masă, n-ai nimica, n-ai un serviciu, ce faci? De ce crezi tu că e bună școala? Pentru că dacă nu învățăm ceva în viață și dacă nu o să avem ceva în viață, o să fim, nu știu... Da. Cred că dacă discutăm ca prioritate, cred că educația este, în primul rând și pentru noi, este ceva primordial, pentru că suntem conștienți că educația generează, lipsa de educație generează sărăcia în cadrul
comunității de rom. Noi încercăm să discutăm și cu directorii de școli o implicare mult mai serioasă a cadrelor în ceea ce privește educația copiilor rom. Cât de important crezi că este să înveți, să mergi la o școală cât mai mult posibil, chiar la facultate? Da, ar fi pentru o comunitate de romi, ar fi super, mai ales că sunt locuri speciale pentru romi. Da, eu acum termin clasa 12-a și eu spun că, cum a spus și băiatul la primul interviu, cu puțină carte o să ai și parte. Îți dorești să mergi la o facultate? Da, da, îmi doresc. Ce anume? Inginer, ceva cu inginerie. Momentan termin la electromecanică, e un profil bun. Ce sfat le-ai dat celorlalți? Să se țină de carte, să învețe? Da, eu aș spune că prin școală pot să ajunge cineva. Alt sfat mai bun nu cred că găsești. Pentru ca mesajul acestui tânăr să devină realitate, soluții totuși s-ar putea găsi. Pentru a debloca această situație, ar trebui să achite factura către compania AquaServ. Adică, practic, dacă ei vin și achită factura care nu știu ce valoare are, să zicem, o achită, urmează imediat să se dea drumul la apă? Absolut. Nu primăria municipiului Târnăveni sau nu consiliul local administrează. Există un operator regional, AquaServ, care se ocupă de canalizare, de apă. Deci trebuie achitată factura și eu sunt convins că în orele următoare va redeschide apa. Ajunși în Târnăveni, am crezut că vom realiza un material despre credința oamenilor simpli, dar planurile s-au schimbat rapid. Nu știm dacă am făcut ordine într-o problemă complicată, dar cel puțin am reușit să tragem un semnal de alarmă cu privire la viitorul copiilor noștri. Până la difuzarea acestui reportaj, situația localnicilor a rămas neschimbată. Noi ne dorim să vedem o reconciliere între cele două tabere, pentru că toți copiii din comunitate merită să aibă acces la educație și la un viitor diferit de cel al părinților lor. Limba românii este vorbită în lume de aproape 5 milioane de oameni. România este țara cu cei mai mulți vorbitori, aproape 300 de mii, urmată în statistici de Slovacia și Cehia. Limba românii deține dialecte variate. Profesorul și lingvistul Gheorghe Sarău este cel care a standardizat limba românii, studiată astăzi în mai multe școli din România. La noi, peste 25.000 de elevi romi studiază această disciplină. În felul acesta vor dobândi și vor cunoaște mai bine ambele limbi. Pe de o parte s-a dovedit că acei copii romi care trec să învețe limba maternă România au succese crescute la limba română, de pildă, sau la alte limbi străine, pentru că se face un transfer firesc, benefic, spre cele două limbi. Pe de altă parte, copiii învață o limbă comună care le permite să comunice cu copii, cu, când vor fi adulți, cu adulți din toate neamurile de romi. Părinții unui copil de etnie romă pot alege pentru copilul lor învățământul cu predare în limba română sau maghiară, cu 3-4 ore de romani, sau predarea integrală în limba romani, care presupune 4 ore săptămânale de limbă română. Una dintre cele mai cunoscute metode de predare o reprezintă introducerea de neologisme. Asta e și șansa limbii romani de a privi spre latura neologică și al doilea demers de a redeștepta partea oferită de mijloacele interne de îmbogățirea limbii romanii prin sufixe, prefixe. La nivelul întregii țări, tot mai multe școli cu predare în limba romanii ajung să formeze olimpici. Profesori sau elevi toți conștientizează importanța studiului acestei discipline, care îi acordă aceeași însemnătate pe care o are orice alt opțional de limbă străină. Vreau să studiez istoria minorității mai departe, să termin un liceu, facultate, sau încă nu știu foarte bine ce o să devin. Învăț limba româniei din clasa 3. Îți place? Îmi place. Foarte mult. De ce? Pentru că este limba noastră și trebuie ca să învățem. La școală, copiii de etnie romă se pot dezvolta pentru ca mai târziu să-i poată convinge atât pe minoritari cât și pe cei din afara comunității de faptul că nu reprezintă un subiect de discriminare. E foarte important pentru că foarte multă lume ne desconsideră și pe prim plan este educația romilor. Au fost catalogați ca analfabeți și
educația își pune cuvântul. Și într-adevăr, e timpul să umblăm la școală și să demonstrăm majoritarilor că și noi putem. Una dintre condițiile funcționării statului democratic o reprezintă asigurarea respectării diversității lingvistice și culturale. A mai rămas doar o săptămână până când candidații pot depune cererile de înscriere pe locurile rezervate pentru romi la licee. Pentru a beneficia de locurile rezervate, elevii trebuie să obțină recomandarea de apartenență la etnia romă. Aceasta este eliberată în mod gratuit de către organizațiile rome. Repartizarea candidaților romi se realizează în perioada 11-13 iulie 2016 de către Comisia de Admitere a Municipiului București la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes din București. Repartizarea se face în ședință publică în ordinea descrescătoare a mediilor conform opțiunilor exprimate. În situația în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. Admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri pe clasă pentru numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 aprobat de Ministerul Educației. În unitățile de învățământ, absolvenții claselor a 8-a care dețin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenența la etnia romă vor completa cererea tip ISMB până la data de 24 iunie 2016. În capitală, cele mai multe locuri pentru romi au fost alocate la următoarele licee. Colegiul Economic Viilor, 26 de locuri. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, 12 locuri. Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, 12 locuri. Colegiul Tehnic Petru Maior, 10 locuri. Liceul Teoretic Traian, 11 locuri. Colegiul Economic Adexenopol, 10 locuri, Colegiul Economic Hermes, 14 locuri, Școala Superioară Comercială Nicolae Crețulescu, 10 locuri, Colegiul Tehnic Mihai Bravo, 14 locuri, Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, 14 locuri, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintinanu, 12 locuri, Colegiul Tehnic Energetic, 10 locuri, Colegiul Economic Virgil Magiaru, 10 locuri, Colegiul Tehnic Media, 14 locuri, Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj, 10 locuri și altele. Candidații de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte. Cerere de înscriere specificând doar opțiunea pentru liceu fără a preciza unitatea școlară pe care doresc să o urmeze. Fișă de înscriere 2016. Anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Copie după cartea de identitate, dacă este cazul, certificatul de naștere în copie legalizată. Recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac parte din respectiva organizație. Adeverință de la unitatea școlară de proveniență cu media generală a claselor 5-8 și media de admitere, foaia matriculă pentru clasele 1-8 și fișa medicală. În București, dosarele se primesc la Comisia de Admitere a Municipiului prin centrele speciale organizate în cele 6 sectoare până la data de 7 iulie 2016. În sectorul 1, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu. În sectorul 2, Școala Gimnazială numărul 39. Sectorul 3, Școala Gimnazială Barbu de la Vrancea. Sectorul 4, Școala Gimnazială numărul 133. Sectorul 5, Școala Gimnazială numărul 131. Sectorul 6, Școala Gimnazială numărul 279. Calendarul de admitere a candidaților este următorul.
24 iunie, data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi, 11-13 iulie, repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi. Toate informațiile referitoare la calendarul de admitere sunt afișate de unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. Anul acesta, în țară, au fost alocate peste 7.000 de locuri speciale pentru romi. În capitală sunt în jur de 700 de locuri, la care se adaugă aproximativ 200 de locuri speciale la școlile profesionale. Yeah.
Sorin, a venit momentul să vorbim în romanii. Zita, acesta este un moment binevenit în orice clipă, în orice din zi, situație, din noapte și așa mai departe. Și în orice bine, situație. Deci fii atent. Cum se spune, eu vreau să merg la școală. Acum, Zita, când vine vacanța? Da, Sorin, da. A, stai puțin, ținând cont de faptul că orice sfârșit păi înseamnă sfârșit un nou început exact. Și așa mai departe. Mecam aftejav chișcola sau mecam aftejav eșcolate. Și acum te rog să-mi spui cum se spune în romanii. Eu vreau să învăț o meserie. Multe mai vrei. Am să-ți spun. Mecam aftesicleav iec buti. Mai repetăm o dată. Mecam aftejav chișcola sau mecam aftejav eșcolate, adică eu vreau să merg la școală, și mecam aftesicleav iec buti, eu vreau să învăț o meserie. Bravo, Sorin Sandu! Mulțumesc! Că tot vorbim de școală, acum vom cunoaște un copil foarte, foarte talentat, care cântă într-un mod extraordinar la clarinet. Alexandru Drumașu este de 19 ani, Zita, nu mai e chiar copil. E adolescent, a studiat pianul de mic copil toată viața. Putem spune că a studiat pianul, dar a reușit performanța să treacă de la un instrument cu corzi la unul de suflat, ceea ce nu este foarte ușor, crede-mă. Păi, atunci te cred pe cuvânt și aștept să-l văd cum cântă. Păi, urmează Romul de 10. Cu tradiție încă din anul 1700, clarinetul este un instrument muzical de suflat care a cucerit inimile multor muzicieni de-a lungul vremii. Printre cei care s-au îndrăgostit iremediabil de clarinet se află și Alexandru Drumașu, un tânăr la început de carieră. Studiază clarinetul de puțin timp, dar progresele sunt neașteptate. Talentul pentru clarinet este pur și simplu înnăscut. Îi aflăm astăzi povestea și îi lăudăm performanța de a reuși într-un timp foarte scurt să facă trecerea de la un instrument de corzi la un instrument de suflat. Pasiunea mea pentru muzică a început de la vârsta de 4 ani, când părinții mei m-au îndrumat către instrumentul pian. Am urmat un fel de grădiniță, zis, la liceul de muzică George Enescu, preșcolari, timp de un an de zile. Bineînțeles că a trebuit să dau examen ca să pot să fiu admis pentru clasa 1. Iar am văzut că sunt capabil și am decis să rămân la muzică. În clasa 11-a am decis ca să mă mut, să fac o schimbare. Bineînțeles că nimeni nu mi-a putut acorda nicio șansă, pentru că este un instrument foarte greu, clarinetul. Să trec de la un instrument de coardă la un instrument de suflat este ceva imposibil. Am studiat foarte mult, bineînțeles, ca să pot să ajung la nivelul acesta. Prima dată nu mi-am dat seama că el are pasiunea asta către clarinet. Am crezut că îi va place pianul, dar de fapt a fost contrariu. Lui a plăcut clarinetul. Plăcându-i clarinetul, când am văzut că lui îi place mai mult clarinetul, atunci n-am avut cuvinte, replică, ce să mai spun, și atunci am lăsat, adică să meargă totul în continuare. Și iată că lucrurile au mers firesc înainte. Părinții lui Alexandru au înțeles că schimbarea este inevitabilă, iar băiatul, ambițios din fire, a devenit absolvent al liceului George Enescu. Obiectivul meu este să merg mai departe. Aș dori să dau și la facultate, la conservator, să pot să termin conservatorul, iar apoi să intru la masterat. Muzica pentru mine este o pasiune, este, să vă spun, o genă transmisă din strămoșii noștri, muzicanți. Această meserie o facem de peste 100 de ani. De când studiază acest instrument, Alexandru a învățat despre muzicienii care au scris istorie în domeniul clarinetului. Dintre toți cei pe care i-a studiat până acum, cel mai de seamă muzician care i-a trezit interesul și de la care încearcă să fure meserie este... Eddie Daniels, un clarinetist de excepție. Cunosc toate piesele dânsului, îmi place execuția, tonul, suflătura, deci n-am cuvinte ce să spun despre această persoană, pentru că este
un gigant. Lui Alexandru este foarte dragă familia și iată că și de această dată tot muzica este cea care îi strânge pe toți la oaltă. Băiatul cântă împreună cu verii lui la diverse evenimente muzicale, fapt care a făcut ca legătura sufletească dintre ei să fie tot mai puternică. Noi suntem mai mult ca frații, am crescut de mici împreună, eu fiind puțin mai mare ca el, l-am ajutat și cu multe sfaturi, cu foarte multe lucruri bune, să-l arăt ce este bine în viață și ce este mai puțin bine. Este cu minte, nu este genul de om care să certe cu lumea, care să facă anumite chestii. Este un băiat foarte, foarte cu minte și foarte respectos. Alex este un om foarte respectos, foarte cu minte și la locul lui de treabă. Este un om pe care te poți baza oricând, care știi că nu te încurcă sau chiar este de nota 10. Ca profesionist, este un foarte bun instrumentist, acordează mai multe genuri de muzică. Noi am cântat de mai multe ori împreună și chiar, bine, mai mult fără repetiții sau și chiar de cele mai multe ori când am cântat, ne-am înțeles fără nicio greșeală. Deși la început nu i-a înțeles atracția pentru clarinet, tatălui Alexandru își pune astăzi mari speranțe în băiat. Îi doresc o carieră în viață, să poată să ajungă, une poate el să ajungă, da? Normal că mi-aș dori în vârf, dar asta depinde de el, de sârguința lui, de studiul lui și așa mai departe, da? Și în afară de asta să fie, cum a fost până acum, un copil ascultător și mi-i doresc decât să aibă baftă și noroc în viață și în carieră. Obiectivul meu cel mai mare în domeniul muzicii este să fiu un muzicant cunoscut în România, să cânt absolut toate genurile de muzică. Dacă n-ar fi fost să fac muzică, mă apucam de apicultură. Dar, bineînțeles, asta a fost darul meu de la Dumnezeu, să pot să fac muzică. La Un Ceai cu Rom aflăm care sunt avantajele pe care le oferă învățământul profesional începând din acest an. Pentru că toți suntem la sfârșit de an școlar. Dar la început de emoții, Zita, la începutul unui nou an școlar, pentru că orice sfârșit înseamnă un nou început, nu-i așa? Așa e, vedem și noi opțiuni sau de ce nu avantajele pe care le oferă învățământul profesional cu începere din acest an. Aflăm toate noutățile în acest sens și vom vedea care sunt cele mai căutate specializări. Toate acestea la Un Ceai Rom. Te dic asta. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit, o nouă ediție la Un Ceai cu Rom și de data aceasta vorbim despre un subiect de actualitate, pentru că în ultima vreme s-a tot discutat despre așa numita reinventare a învățământului profesional și despre importanța acestuia pentru viitorul României. Vorbim despre acest lucru cu directorul uneia dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ profesional din România, UCECOM, domnul Gabriel Zorzini, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și nu ați venit singur, ați venit însoțit de Aura și Cristian Ștefan, amândoi cu numele de familie Ștefan, coincidență, da? Da,
da? Clasa a 10-a, da? Specializarea, vă rog să spuneți? Ospătar. Ospătar. Bun. O să aflu de la voi și o să afle și telespectatorii cum v-ați decis voi pentru această specializare, da? Domnule director, ce înseamnă reinventarea învățământului profesional din România după zeci de ani de existență ai UCECOM? Ce mai înseamnă asta? Înseamnă că s-a luat o măsură binevenită pentru întreaga societate românească. Pentru că învățământul profesional în toată lumea și mai ales în Europa e foarte bine dezvoltat. Învățământul, absolvenția acestui învățământ, de fapt, creează clasa de mijloc într-o societate modernă și puternică din punct de vedere economic. Faptul că aproape 5 ani el nu a mai existat se datorează în mare parte crizei economice prin care am trecut și noi, ca și celelalte țări europene. În acele momente, angajatorii, potențialii angajatori, nu mai cereau forță de muncă. Iată că economia revenindu-și și solicitările firmelor au crescut. Mai exact, ce s-a întâmplat în cei 5 ani? Pur și simplu s-a asistat, ani, da, au dispărut școlile de arte profesionale, și meserii. Da, de arte și meserii. Și s-a continuat totuși calificarea tinerilor prin liceele tehnologice. Dar printr-un liceu tehnologic, competențele dobândite nu sunt la fel de bine asimilate de către elevi și nici angajatorii nu sunt mulțumiți cu aceste competențe. De 2 ani se vorbește foarte mult despre învățământul profesional dual. Puteți să ne spuneți, da, dacă este o noutate și ce înseamnă mai exact? O noutate n-ar prea fi. Eu acum 40 de ani am făcut școala profesională la Iore și se practica acest învățământ dual profesional cu mare rezultat. Ce înseamnă de fapt? Înseamnă că teoria se face în sălile de curs, de clasă, iar practica la agenți economici, potențiali angajatori. E, lucrul ăsta acum a fost, să spunem, importat din Germania, unde, sigur, criteriile sunt mult mai clare ce înseamnă acest învățământ profesional dual, dar, vă spun, îl practicăm cel puțin în școlile UCECOM de 30 de ani și cu rezultate foarte bune. Și vom vedea cum se desfășoară cursurile la UCECOM, pentru că sunteți, bineînțeles, în anumite ateliere și pe anumite specializări, pentru că sunteți o instituție foarte mare, 1400 de elevi. Până atunci însă, Aura, Ștefan, uite, încep cu tine, Aura, spune-mi, te rog, cum te-ai decis tu să vii la București, pentru că tu ești de undeva din Dâmbovița, da? Da. Și să faci aceste cursuri? De la colegii de la care sunt la, învață aici la București, de pe internet, profesorii din școala generală și dacă am auzit de această școală cu meserie de ospătar, m-am gândit să vin aici. Spune-ne și tu, Cristian. Mm. Ce pot să vă spun? Îmi place foarte mult această profesie. Tot așa de la internet, mai ales că tatăl meu este ospătar. De acolo mi-a venit inspirația să devin și eu tot ospătar. Și cum știți că vă place? Faceți practică? Da, facem, da. Facem amândoi practică la un hotel de lux. La 17-18 ani, tinerii deja au o meserie, înțeleg. Da. Și un loc de muncă. Ce tipuri de învățământ aveți? De fapt, ne numim colegiu pentru că în cadrul acestei instituții funcționează învățământul profesional cu durata de 3 ani, învățământul liceal zis sau frecvență redusă cu durata de 4-5 ani, învățământ post-liceal cu durata de 2 sau 3 ani și școală de maestri cu durata de 2 ani. Ce e important de subliniat, că în cele 11 școli ale UCECOM-ului, rata de angajabilitate este de aproape 90%. Lucru care 11 nu se... școli în toată țara sau în mai multe marile orașe? Nu, în marile orașe din România. Avem 11 asemenea școli reunite în fundația UCECOM Spiru Haret. Sunt foarte multe specializări. Propun acum să urmărim un material. Vedem cum se desfășoară cursurile la UCECOM în București. Revenim în platou la discuții.
Școala profesională a devenit tot mai căutată în rândurile elevilor care își doresc o meserie. Așa se face că am mers în vizită la Colegiul Ucecum Spiru Haret, pentru a ne face o idee cât mai clară cu privire la cursurile pe care elevii le pot urma. Am găsit aici meserii populare, dar și unele despre care nu auzim atât de des, dar asta nu le face mai puțin interesante. Se începe, de fapt, cu ABC-ul acestei meserii. E vorba de tehnicieni opticieni, deci vor fi montatori. Asta este următoarea specializare. După care, cine va dori, va trece și la școala de optometrie. Este ABC-ul meseriei, se șlefuiește o lentilă de ochelari cu o mașină de șlefuit mecanică, care, de fapt, mă rog, este simplă, în sensul că are un motor electric și un disc diamantat, special pentru lentilele de ochelari. Deci acum acolo se lucrează și ce vedeți dumneavoastră sunt mai multe modele de mașini de șlefuit. Elevii care vin aici, îmi spuneați înainte de începerea interviului că sunt atrași și de latura financiară, pentru că este o meserie foarte bine plătită. Este bine plătită și putem, asta încerc să le explic, putem în viitor, stăpânind această meserie, să o transformăm și într-o afacere, care este destul de bunoasă. Acum știți și dumneavoastră că 70-80% dintre noi avem anumite probleme de vedere. Unii ne naștem cu ele, alții le căpătăm pe parcurs, funcție de vârstă și așa mai departe. Deci, vrând nevrând, toți vom ajunge, aproximativ toți, spun așa, să purtăm ochelari. Mergem mai departe și aruncăm o privire peste meseria de tehnician mecatronist. Specializarea este relativ nouă în țara noastră, însă beneficiile financiare nu sunt deloc de ignorat. Cei care aleg să devină tehnicieni mecatroniști vor putea lucra în industria de ascensoare, la aparatura de siguranță și securitate, în industria prelucrării de calculatoare, în robotică și lista poate continua. La ora actuală, domeniul mecatronic este existent în orice activitate, inclusiv în domeniul auto, în domeniul medical, în industrie, pentru că la ora actuală în România vin foarte multe utilaje complexe și au nevoie de specialiști. Încercăm să le dăm un mod de a gândi rațional, un mod de a gândi performant și urmărim calitate. Mergem cu elevii la târguri tehnice ca să vadă la ora actuală tendința pe piața mondială, să vadă noutățile care apar, pentru că în domeniul ăsta apar noutățile practic foarte rapid și trebuie să țină pas cel puțin cu informația dacă nu se întâlnesc cu lucruri practice și încă o dată încercăm să le dăm o meserie frumoasă și evident un viitor și mai ales să țină cont pentru că economia de piață înseamnă performanță, calitate și bineînțeles seriozitate. Începând cu anul 2012, cu anul școlar 2012, guvernul a inițiat niște măsuri de a promova participarea elevilor în cadrul învățământului profesional și anume acea bursă profesională care nu este un ajutor social, ci un stimul de 200 de lei pentru fiecare elev care se înscrie la școala profesională. Școala profesională, începând cu anul școlar 2013, a devenit de 3 ani, înainte era de 2 ani după clasa 9. Elevii sunt selectați de către agenții economici. Agenții economici, la o parte dintre elevi, le acordă o bursă suplimentară. Pe lângă această bursă suplimentară, partea practică, în multe situații, mă refer la cele care au elemente de dual, se face în companie, cu sprijinul tuturor de practică care sunt angajații companiei, care monitorizează nu doar pregătirea profesională a elevului, ci și evoluția lui ca om. Ori faptul că au un loc de muncă sigur, după 3 ani, după ce termină școala profesională, îi încurajează să participe, mai ales că la o vârstă de 18 ani sunt situații în care gradul de angajare în primele 48 de ore de la terminarea școlii este de 95%. Printre atâtea specializări, nu puteam lăsa în urmă nici atelierul unde se nasc viitorii bijutieri. Meseria de bijutier este frumoasă, necesită multă migală, simț estetic, dexteritate și atenție.
Aici se lucrează foarte mult cu alama, pentru că este mai potrivită învățăceilor. Totuși, se pregătesc serios pentru clipa când vor șlefui aliaje și pietre scumpe. În afară de crearea propriu-zisă a bijuteriilor, elevii învață și lustruirea, repararea și gravarea acestora. Condițiile de lucru nu sunt întotdeauna cele mai bune. Ai parte de mult zgomot și praf, dar nimic nu se compară cu sentimentul de a ține în mână o piesă unicată. Sunt copiii dornici să învețe să devină bijutieri? Copii mai puțin. Acum sunt cei mai în vârstă care vor să reprofileze, să facă și meseria de bijutier. Copii deocamdată nu avem. Este, în principiu, o să începem de la toamnă o școală profesională, dar deocamdată nu se știe nimic sigur, dar vin cei care au o meserie și vor să mai facă o meserie. Adică cei de puțin mai, nici tineri, dar nici bătrâni, între vârste. Da. Care ar fi partea cea mai dificilă în meseria de bijutier? Să aibă răbdare, să aibă puțin talent și să vrea să facă meseria de bijutier. Restul merge de la sine, se face fără niciun fel de probleme, e o meserie ușoară, e o meserie și de băiat și de fată, deci poate să o facă oricine dacă are răbdare, puțin talent și vrea să o facă. Ce pot să vă spun că la nivel național, în experiența care am avut-o ca secretar de stat, consilier al a trei miniștri, există o concurență foarte mare în foarte multe școli profesionale. Interviul este dat cu agenții economici care selectează elevii, elevi pe care mai apoi îi sponsorizează, în sensul de le oferă cazare, masă, transport, toate facilitățile ca ei să învețe în cele mai bune condiții, iar nivelul de calitate pe care l-au să fie foarte ridicat. Au fost situații sau sunt situații, vor fi și în acest an, când erau 5, 6, 7 elevi pe loc, adică elevii care nu au intrat la școala profesională de stat sau privată, au ajuns la în altă parte, un liceu tehnologic. Asta înseamnă că elevii care au venit la acest interviu știau că intră într-o concurență. Înseamnă că se cunoaște. Evident că cererile agenților sunt mult mai mari decât putem noi să, sau cât se oferă momentan cifră de școlarizare, dar mai mult ca sigur că printr-o conlucrare, printr-un dialog mai tehnic, aceste aspecte pot fi rezolvate. Care sunt specializările? Sunt foarte numeroase, dar care sunt cele mai solicitate, la care aveți cereri cele mai numeroase? Toate. Toate specializările pe care noi le avem în oferta educațională sunt solicitate. Ba, pot să vă spun că numărul de absolvenți nu ajung. Cererea pe piață e mult mai mare, chiar în meseria acestor copii frumoși. Ospătar și bucătar, deci noi calificăm în cele 11 școli cam 300 pe an, cererea e cel puțin dublă. Din partea directorilor de școli generale, chiar am avut o discuție aici de curând, ni se spune că sunt totuși anumite specializări, cum ar fi cea de ospătar, care sunt mai cerute, sau cea de frizer, sau cea de coafor stilist, că așa sunt este. Cumva la modă, e și aici o cerere mai mare. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că și altele sunt la fel de solicitate. Vă spun, de exemplu, optician. Este o meserie prin care un absolvent când termină cursurile nu poate câștiga mai puțin de 500 de euro pe lună. Deci o meserie foarte bănoasă. Dar știu deja părinții absolvenților de școli generale, mă refer la vârste mici, da. Știu elevii de aceste posibilități? Noi încercăm prin toate mijloacele să ne facem publică oferta, participăm la târgul ofertelor educaționale care are loc o dată pe an în București, am fost și acolo, mergem în școlile generale, le prezentăm oferta noastră, mergem la agenții economici, pentru că să știți că principalul motiv pentru care avem un asemenea succes la angajare este că testăm piața. Deci noi facem marketing. Și știm foarte bine că, de exemplu, pentru la anul
se cer 500 de ospătari, 200 de bucătari, 300 de frizeri. Cât de greu v-a fost la început? Ce nu vă așteptați să întâlniți sau ce v-a surprins la școală? Aura. Nu ne așteptam că o să fie chiar atât de greu. Știam cum o să fie meseria aceasta de ospătar. Dar ce înveți propriu zis la școală? Teorie despre ospătărie, mâncăruri, cum se servesc, să comunicăm cu clienții. Cristian, te-a surprins ceva? Spui că tatăl tău este ospătar și atunci tu cunoști? Nu m-a surprins, adică foarte multe că le știam, adică tata mea a explicat cum să fac, cum să comunic cu clienții. La școală am fost foarte multe despre alimentație. În cei 5 ani în care școlile de arte și meserie au fost desființate, se spunea totuși că nu este cerere, că nu sunt atât de mulți doritori care să se îndrepte către învățământul profesional. Da. Era aceasta doar o părere greșită sau avea și o bază reală? Nu, real? Avea și o bază în realitate. Pentru că dacă ne uităm în acea perioadă, foarte multe firme au dat faliment. A fost criza profundă care a distrus multe afaceri și atunci și cererea a scăzut în consecință. Era cumva și o teamă din partea părinților? Este și mi-ați adus mingea la fileu. E o prejudecată care din păcate încă există în România. Că școala profesională, vezi Doamne, e un second hand, un învățământ de mâna a doua. E o cenușăreasă. E o falsă părere. Și dacă acești părinți ar merge, eu știu, în Germania, că e mai aproape și ar vedea de cât respect se bucură meseria și în țara asta, în țara lor, că la noi încă nu, și ar da seama că ar trebui să fie mândri cu copiii care absolvă o asemenea instituție de învățământ, care își asigură un trai decent, ba chiar își ajută și familiile. Și care mulți totuși pleacă poate în străinătate, nu? Cu diplomele obținute aici. Să știți că pleacă mulți. Pentru că mergeți în orice restaurant vreți din București și întrebați dacă au destui angajați. Nu, niciun. Nici marile restaurante. Nu au. Pentru că sunt... Asta e realitatea. Sunt mult mai bine plătiți în Europa decât în România. La Un Ceai cu Rom continuăm discuțiile despre meseriile de viitor. 14 copii care au rămas fără părinți au avut norocul să crească lângă cea mai frumoasă familie. Cum s-a întâmplat asta, aflați dacă urmăriți Chestiuni Rome. Spunea la un moment dat că pentru a fi ospătar nu ai nevoie de o școală, că pentru a fi angajat la un hotel, iarăși, nu ai nevoie de școală. O prostie. Pe de altă parte, clienții se plângeau de servicii proaste din partea unor oameni care nu aveau cursuri. Da. Mai sunt meserii unde te poți angaja fără un certificat profesional care să-ți ateste pregătirea? Ca necalificat, poate în meserii dure, grele, unde și așa nu prea se înghesuie să ducă nimeni. Dar într-o meserie în care ai de-a face cu clienți, nu. E exclus, fără studii. Ce primește, ce avantaje are elevul și ce dă, ce trebuie să ofere? Că practic este un contract aici, între două părți. Este un contract. Până anul acesta, familiile copiilor ăstora frumoși trebuiau să plătească o taxă de școlarizare, care nu e mică, 1800 de lei. De anul acesta a apărut hotărârea de guvern prin care, în sfârșit, și învățământul particular acreditat este subvenționat. Parțial, într-adevăr, dar e un balon de oxigen. Aceasta ce înseamnă, la cât se reduce taxa anuală? Păi nu mai e taxa anuală. Dimpotrivă, cei de la învățământ profesional vor primi și o bursă profesională de la statul român de 200 de lei pe lună, iar practic copiii, familiile acestor copii nu vor contribui decât cu maxim 400-500 de lei pentru dezvoltarea școlii. O școală particulară nu primește decât finanțare de bază
școlile de stat, pe lângă finanțarea de bază, mai au o finanțare suplimentară, care le asigură dotare, dezvoltare și chiar încă o a treia finanțare la școlile cu rezultate foarte bune. Deci noi vom rămâne la acest nivel minim de 400-500 de lei pe an școlar. Pe an? Pe an școlar, da, din partea familiilor. Pe ce criterii se face admiterea? Ați avut preînscrierile în perioada Și acum perioada avem preînscrieri. Aici am luat ceva de la nemți, într-adevăr. Li se ia un interviu și sunt supuși unui job tester, un test de aptitudini minimale. Pentru că am avut situații în care domnișoara asta ar fi vrut să fie, să spunem, la coafiură, dar în urma testelor i-am indicat, bă, nu e bine. Nu e bine. Nu ai nu competențe ca astea le dobândești. Nu ai inclinație spre asta. Aura, de când timp faci practică la acel restaurant de 5 stele din București? De 2 ani. O, deci de la început ai intrat așa în pâine. Și au fost și momente mai dificile? Da. La început nu eram așa obișnuită cu clienții. Acolo sunt foarte mulți. Îmi era teamă să nu greșesc, dar pe parcurs m-am obișnuit. Cristian, pentru tine au fost momente mai dificile? Da, au fost momente foarte dificile pentru că nu stăpânesc foarte bine limba engleză. Dacă eu îmi ceroam ceva, poate eu nu știam. Și mă uitam la ei așa, surprins, ce doresc, ce doresc. Sau îmi spunea tot la fel cu mâncarea, că nu e bună. Sau și Bogdan spune, păi vezi că e bună, cum să nu fie bună? Păi vezi că e bună. Deci au fost momente, da, m-am obișnuit. Ce calități trebuie să aibă un bun ospătar? Ce credeți voi? Nu știu, 5-7 ani de acasă în primul rând, să aibă răbdare, politicoși, să fie, nu contează că el este încruntat sau nu este încruntat sau să uită ură pe tine sau să nu se uită, tu trebuie să fii la fel cu toți oamenii care sunt acolo, cu orice, adică să te zâmbind întotdeauna, trebuie să te comporți cu acel om. Nu contează că el te înjură, tot zâmbind trebuie să stai. Aura? Cu zâmbetul pe buze. Întotdeauna. Tot timpul. Aura și Cristian nu au avut acele teste de aptitudini. Nu? Erau acum 2 ani altfel organizate preselecțiile acestea. Nu, acum 2 ani, pentru că de-abia se reînființase învățământul profesional, n-am dat niciun fel de test. I-ați primit pe toți. I-am primit pe toți că era mare criză. Cei care sunt anul întâi acum au susținut asemenea teste pentru că numărul celor care doreau să se înscrie depășea numărul de locuri pe care le aveam noi. Și ați avut și respinși? Da. Înțeleg? Da. S-au reorientat. După ce se încheie perioada de 3 ani, da? Învățământul de 3 ani, ce se întâmplă cu absolventul? Se întâmplă lucruri bune și cel mai bun e că ei au un loc de muncă, își câștigă existența decent. Își pot continua liceul la zi sau la seral sau la frecvență redusă. După liceu pot face și o facultate, deci viitorul e deschis, numai de ei depinde. Se dar poate faci... continua? Nu e o barieră? Da. Gata, dacă ai făcut școala profesională, nu poți să te mai răzgândești? Nu, școala profesională e considerată ciclu inferior al liceului. Așa este echivalat. Deci după școala profesională ei pot urma învățământul de zi de 2 ani sau seral 3 ani, liceal. Sigur că după aceea trec prin bacalaureat. Ce rată de promovabilitate aveți la bacalaureat? Mică. Mică și vă explic și de ce. Odată cu încetarea apariției învățământului profesional, toți tinerii care de fapt voiau o meserie și voiau un serviciu au venit la liceul tehnologic. Nu vă spun, cu medii de 1, de 2, de 3, nu poți să faci minuni, să-i ridici la nota 6 pe toți. Însă ce am subliniat întotdeauna, dar alte televiziuni n-au ținut cont de faptul acesta, e că și ne luăm bacalaureatul, absolvenții noștri aveau un loc de muncă asigurat. Mi se pare mult mai important la terminarea unei școli, indiferent ce școală, să fie angajat. Deci eu aș considera asta ca prim criteriu de performanță într-un liceu sau o școală profesională. Pentru că și dacă e bacalaureatul și nu vreau să zic nimic de liceele teoretice, sunt foarte bune și cu ele foarte bune, dar rata de angajabilitate la un liceu teoretic
e infimă. Bun, foarte mulți merg la facultate după aceea. Dar am uitat să vă spun că avem și centre de calificare și recalificare în cadrul școlilor. Am avut o promoție de croitorie, 7 doamne, toate absolvente, licențiate, 2 chiar dublu licențiate. Adică vin absolvenți de facultate la cursurile de calificare pe care le organizați dumneavoastră. Da. Ce facultăți absolviseră, dacă mai țineți minte? Pe filiera teoretică. Era o domnișoară, făcuse a doua facultate în Anglia. Și a venit să facă curs de croitorie. Zic, bă, dar ce nevoie ai? Ce, păi am nevoie, că eu plec de aici în Dubai și îmi deschid firmă de design vestimentar. Dar ăsta e un caz fericit. Cei mai mulți vin pentru că în domeniul în care s-au pregătit, juridic mai ales, că mă întrebați ce domenii nu-și găsesc de lucru, juridic, chiar și economic. Piața e saturată, cererile sunt mici. Acum pe tehnic se merge. Deci Politehnica are și va avea studenți foarte mulți pentru că sunt ceruți foarte mult și afară. Și învățământul tehnic universitar românesc e foarte bine apreciat, ca și cel medical. Aveți măsuri speciale pentru elevii de etnie română? Nu avem contează și aici. Cu bună știință n-am vrut să existe discriminare nici pozitivă, nici negativă. Ei sunt în colectivele oricărei clase, sunt tratați și la rândul lor tratează pe ceilalți în mod egal. Nu. Nu, dar încerc să aduc cât mai mulți astfel de elevi în școlile noastre, pentru că din experiența de 30 de ani pe care am în școala asta, copiii ăștia sunt motivați, copiii ăștia vin din familii nevoiașe, cu mari probleme, și faptul că la sfârșitul școlii au un loc de muncă și în mediul în care trăiesc, sunt priviți cu respect, să știți. Ce vreți voi să faceți după ce absolviți? Vreau să sper să merg la facultate. La ce facultate? Există și în domeniul lor, iartă-mă, Puile, există și în domeniul lor turism și alimentație. Există facultăți pe domeniul. Turism și alimentație, vreau să merg cu studiile mai departe. Aura, tu? După ce termin acești 3 ani, mă transfer la SERAL și după la facultate. Aveți, nu știu, elevi care renunță? Care se opresc? Da. Nu vreau să vă mint. Sunt, dar sunt puțini. Deci dacă aș face așa în procente, sub 2%. Dar există și asemenea ele. Care ar fi cele mai dificile calificări? Din cele pe care le oferim cele noi? Cele pe care le aveți dumneavoastră. Opticianul și tehnicianul optometrist. Și, desigur, asistenții medicali. Nu neapărat dificile în sine, cât responsabilitate foarte mare. Că dacă o mâncare e prost gătită, nu o mănânci și aia e. Dar dacă vă fac niște ochelari și în loc să mă vedeți pe mine, îi vedeți pe frumoși ăștia, e pericol. Bun. Domnule director, vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și vouă și mult succes în continuare. Mulțumim. Pe final, dacă ați putea să ne spuneți, din prisma experienței dumneavoastră, unde se îndreaptă învățământul profesional în România? Sunteți optimist în momentul de față? Da, da. Sunt realist și optimist, nu se exclud una pe alta. S-a creat o mare cerere pe piața forței de muncă. Au venit foarte multe firme străine în România. Am vizitat o școală la Brașov, școala profesională germană, probabil că ați văzut-o. Este dată drept exemplu. Acolo sunt 7 pe loc. La admitere. Eu nu o să vreau să fie 7 pe loc, dar dacă vor fi, eu le promit că îi luăm pe toți. Avem posibilitatea asta să aducem până spre 3.000 de elevi pe an, într-o școală ca cea în care sunt eu director. Încă o dată vă mulțumesc și mult succes în continuare. Mulțumim și noi. Stimați telespectatori, încheiem aici rubrica La un ceai cu rom. Rămâneți alături de noi. Pentru 14 copii abandonați de familiile lor, centrul de plasament în care locuiesc a devenit căminul cald de care au nevoie. Toate acestea se întâmplă în localitatea Sânt Georgiu de Pădure din județul Mureș. Cei care au grijă de copii, evident, au devenit familia lor și căminul cald. Ce planuri au copiii? Ce meserii vor să îmbrățișeze? Aflăm toate astea urmărind rubrica Chestiuni Rome. Adică Romane Cola.
Există copii fericiți și există copilărie senină chiar și atunci când primii pași în viață sunt făcuți uneori fără speranță. În drumurile prin țară, echipa emisiunii noastre a întâlnit unii dintre cei mai norocoși copii. Asta pentru că au avut prilejul să crească lângă oameni cu suflet mare. Totul se întâmplă în localitatea Sân Georgiu de Pădure, din județul Mureș, la un centru de plasament pentru copii. Șansa la educație, dar mai ales șansa de a simți că sunt incluși într-o mare familie. Iată ce își propun cei de la Fundația DAV încă de la înființare, în anul 2000. Suntem implicați numai pentru integrarea romilor. Credem că singura șansă pentru romi e să se întoarcă la Dumnezeu, Iisus și educația, care poate să le transforme complet viața. Și copii foarte, foarte deștepți. Sunt între romi copii foarte deștepți, care dacă se ocupă cineva de ei, pot să ajungă foarte departe. Copiii de la centru au găsit în acest loc nu doar un cămin, ci și multă căldură sufletească din partea celor care au grijă în permanență să nu le lipsească nimic. Copiii pe care îi avem sunt de la vârste foarte mici și ei trăiesc ca frații, de fapt, în familie. Nu numai că sunt prieteni, dar sunt și frați în același timp. S-au legat, bineînțeles, legături foarte strânse între ei. Sunt foarte atașați, țin foarte mult unii la alții. Noi ținem foarte mult la ei, ne identificăm ca și părința lor. Și așa vrem să rămânem toată viața pentru ei. Unul dintre cei 14 copii care locuiesc în prezent la Casa DAV a împlinit 20 de ani. A crescut aici încă de la 3 ani și a avut mereu rezultate bune la învățătură. Știe deja ce profesie vrea să îmbrățișeze din devotament față de semenii lui. Mă simt foarte bine, am toate condițiile pe care poate alți copii care sunt pe străzi nu au condiții acelea bune. La școală, da, am învățat așa cum trebuia. Am terminat clasa 12-a la profilul Filologie Limbi Străine, după care am ales să mă duc la școala post-liceală Dimitrie Cantemir, asistent medical generalist. Îmi place meseria. De ce ai ales această profesie, Rupi? Pentru că îmi place să stau în preajma pacienților și să le ascult problemele. Activitățile pe care tinerii le au la acest centru sunt diverse, de cele mai multe ori educative, alte ori recreative. Cântat în cântare creștină, de la biserică am învățat, cum a cântat un copil de acolo și am învățat și eu. Eu vreau să mă fac un cântăreț. Am 13 ani, sunt la secția română, sunt în clasa 6A. Ce materii îți plac la școală? Sport. Am 15 ani și sunt în clasa 7B, umblu la școală maghiară și îmi place să mă joc fotbal și ping-pong. Am un program bine stabilit, se trezesc de dimineață, își fac igiena personală, servesc micul dejun la școală fiecare, vin acasă, servesc amiaza, un timp de recreere, teme, iarăși recreere și culcare. Cam asta este programul în timpul săptămânii. La sfârșit de săptămână, fiecare cu ce activități vor să se îndeletnicească, care le face plăcere. Che papiolo! Che papiolo! Studiez ca asistent medical generalist la școala post-licean. În timpul liber îmi place să mă uit la film, citesc, mergem la biserică, duminică și mă simt foarte bine, am mulți prieteni și în viitor mi-ar dori să devin asistent medical. Am 15 ani, sunt în clasa 9-a, îmi place să cânt, să merg la biserică,
Îmi place materia engleză, am mulți prieteni și în timpul liber îmi place să citesc. Adolescenții sunt pe mâini bune, se observă acest lucru încă din prima clipă în care pășești pe poartă. Persoanele responsabile de creșterea și educarea lor se implică direct în programele care îi privesc pe etnicii romi și fac acest lucru cu dăruire și credință. Scopul nostru, bineînțeles, este să se integreze cât mai bine în societate, să devină adulți responsabili și să aibă bunul simț de acasă și bună creștere și frică de Dumnezeu. Sunt din etnie romă. Lucrez aici la casa de 10 ani și tare îmi plac pe copii, fac mâncare pentru ei pentru fiecare zi, cu mult drag și cu multă dragoste. Integrarea copiilor nu a fost una tocmai ușoară, totuși cei care au grijă de ei au devenit cu timpul familia lor. Când am deschis casa asta de tip familial, am deschis-o cu scopul ca să dăm un exemplu că copiii pot trăi ca într-o familie, chiar dacă s-a abandonat, să nu au părinți și să le schimbăm stilul de viață și comportamentul lor totodată, să nu se simte că s-a abandonat și că nu au pe nimeni. Eu totdeauna am fost de părere că nu trebuie să le fie rușine din naționalitatea din care s-au născut, trebuie să știe de unde să tragi și să fie un exemplu pentru ceilalți, că pot și ei să ajungă mai departe dacă sunt educați, dacă urmează o școală și îndemnăm în același timp să meargă și la biserică. Dar e scopul nostru. Tinerii rămân în centru chiar și după ce împlinesc 18 ani. Ei pleacă doar în momentul în care sunt deja integrați în societate, când sunt pe picioarele lor din punct de vedere financiar. Cu toții ajung să aibă o meserie, să se căsătorească, să aibă propriul cămin, iar cazurile în care se întorc în vizită sunt foarte dese. Avem copii care sunt plecați de aici, poate Cami v-a spus, avem copii care sunt plecați de aici și care se întorc înapoi. Odată pe an să vină, stau aici cu copiii, dorm aici, deci vin ca la casa lor. Dacă ar fi acum, o să zic unul să se căsătorească, deci exact așa facem, ca la orice familie. Mergem la nuntă, îi ajutăm exact, deci ei nu trebuie să simtă că au crescut într-o casă de copii. Întâmplarea face că doi dintre copiii de la centru și-au sărbat ziua de naștere chiar când i-am vizitat noi. Toată lumea era așadar emoționată. Ce le gătiți astăzi? Astăzi este o zi mai specială. Avem ziua de naștere a lui Corci și a lui Melindo, ei sunt gemeni și după ei am făcut că ei au cerut de la mine ca să fac cartofi pai cu șnițel și supă de găină cu tăiței. La mulți ani și poftă bună! În așteptarea tortului am cântat cu toții celor doi sărbătoriți care au împlinit 15 ani și le-am urat tot ce e mai bun și mai frumos. Să iubească, să-și împărtășească dragostea și să găsească un strop de bucurie în fiecare clipă a vieții. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Happy birthday to you, happy birthday to you, Lord La final, ascultați muzică până aproape de ora prânzului doar la Și eu m-am născut în România.
n-a muncit mai mult ca mine. Nimeni nu a tras cât am tras eu. Am pierdut nopți multe ani de zile pentru fata și băiatul meu. Nimeni n-a muncit mai mult ca mine. Nimeni nu a tras cât am tras eu. Am pierdut nopți multe ani de zile pentru fata și băiatul meu. Poate m-am lăsat pe mine, de multe ori am răbdat, fără haine, fără pan de pâine, plâng în somnul m-a luat. Când îmi iau copii în brațe și la pieptul meu îi strâng, întineresc bine la inimă-mi face, prin putere și mai mult. Dragii, dragii mei copii, vreau să vă fac bucurii, să fiți cei mai fericiți puii mei iubiți. Dragii, dragii mei copii, vreau să vă fac bucurii, să fiți cei mai fericiți, să mă pomeniți. Viața asta este ca o scară, m-aș și coborât, m-aș și urcat. Am muncit din greu, plecat din țară, avem la copii mei să fac. Viața asta este ca o scară, și coborât, m-aș și urcat. Am muncit din greu, plecat din țară, avem la copiii mei să fac. Poate m-am lăsat pe mine, de multe ori am răbdat, fără haine, fără pan de pâine, plâng în somnul m-a luat. La pieptul meu îi strâng, întineresc bine, la inimă-mi face, prin putere și mai mult. Dragii, dragii mei copii, vreau să aveți bucurii, să fiți cei mai fericiți puii mei iubiți. Dragii, dragii mei copii, vreau să vă fac bucurii, să fiți cei mai fericiți, să mă pomeniți. Deci, Zica, trebuie să rezolvăm cumva situația. Dar neapărat, tot timpul suntem pe aceeași lungime de undă. Eu am o posibilă soluție de rezolvare acestei chestii. Ne vorbim înainte de filmare. Așa, da, bine, fii atent. Așa, deci intră tu și după aceea... Dar nu mai... Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Și eu m-am născut în România. Dar nu am uitat să vă spunem, intrați pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, acolo așteptăm opiniile și, bineînțeles, multe, multe like-uri pentru colegul meu, Sorin Sandu. Și pentru colega mea, Zita Moldovan, dar eu sunt foarte curios în ceea ce privește opiniile voastre, dragi prieteni, în legătură cu subiectele pe care le-am abordat astăzi, dacă v-au pus cumva pe gânduri. Pe noi, sigur, ne-au pus pe gânduri anumite subiecte. Și unele până săptămâna viitoare ne gândim la ele. Sigur, nu? Că da, și așteptăm și mesajele dumneavoastră în acest sens. Până sâmbăta viitoare, acțiunile de Floresa, vă spunem. La revedere, te avem Bahtale Romale. We'll be right back.